bine ați venit la școala gimnazială numărul 1 Balcani, Comuna Balcani, județul Bacău. Astăzi avem o activitate planificată în cadrul proiectului în colaborare cu UNICEF România, proiect care se desfășoară la nivelul județului Bacău, este un proiect pilot. Activitatea constă într-o lecție deschisă, precedată de vizită la grădina școlii. Lecția se va desfășura la școala gimnazială numărul 1, Schitul Frumoasă este școala structură a unității noastre. La activitate va participa doamna Rodica Constantin din partea Institutului de Științe ale Educației, care este coordonator pe componenta de educație la partea de științe. Doamna Adriana Vrabie, care este coordonatorul pe zona 3 a județului Bacău. Activitatea, lecția se va finaliza cu confecționarea sau producerea unor prescuri la prescornița din satul Schitul Frumoasă. Efectiv, copiii vor participa și ei la confecționarea acestora. De asemenea, vom merge în vizită la paraclistul din incinta Bisericii Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul din localitatea Schitul Frumoasă. Asta este ordinea de zi și activitatea de astăzi. Thank you.
Bună ziua și bine ați venit. Dar nu vreau să stați deloc în picioare. Imediat, atunci acum va ca și... Toți suntem acasă. Nu este... Mai poate veni să stea cineva aici. Foarte bine. Da, adică n-am născut, sunt așa mai bună. Și te-o crezi. Adună-te și... Bună ziua și bine ați venit. E foarte frumoasă sala, foarte frumos sunteți copii îmbrăcați, îmi place mult și aveți și material acolo în care veți scoace, nu știu ce veți face, dar în orice caz e interesant. Da, și îmi place că aveți costumele voastre frumoase, da, și doamna profesoară e îmbrăcată așa de frumos, da. Și a venit acum aici foarte multă lume. Să ne prezentăm așa pe doamna profesoară, știți cum o cheamă? Da. Cum? Magdalena Carmen. Așa. Pe mine mă cheamă Rodica Constantin. Sunt cercetător la Institutul de Știință a Educației, dar sunt totodată și profesor. Deci am predat și la elevi așa, voi în ce clasă sunteți? A cincea. A așa, da, da. Da, nu. Și așa că am avut și ele de clasa a cincea și a șasea și îmi plăcea să lucrez cu ei. Și mai avem aici foarte important, știți cine e acolo? Cine a mai venit? Părintele. Părintele. Mergeți la biserică? Da. Și mai bine. Da. Dar pe domnul director, unde e domnul director? Să l-am pierdut aici. Da. Aici. Și pe domnul îl cunoașteți? Da. Cine este? Director. Viceprimar, foarte bine. Viceprimar. Da, da. Nu vedeți, da. Da. Și multe doamne profesoare și de la primărie, doamnele. Deci, domnișoare. Și domnișoare și domnul profesor. Știți pe domnul profesor? Da. Da? Ce predă? Biologie. Biologie și domnul? Dizier. Așa, educație plastică. Deci multă lume aici adunată. Da. Între timp și-a revenit și doamna profesoară. Ne ajută și... Și cine este? Mătușa Elena. Și noi cum îi spunem? Dacă nu îi spunem pe nume, cine e? Tot satul o cunoaște prăscornița din... Schidul frumoasă, că mai există o prăscorniță la Rățeni, da? Dar astăzi lucrăm cu doamna Lenuța de la prăscornița de la Schid. Numele de familie? Petre Elena. Da. Și acum suntem, dacă ne numărăm pe cei care suntem aici și pe cei care sunteți acolo și lucrați, suntem cam la fel ca număr. Da. Vă mulțumesc frumos. Deci doamna este... Da, l-au deschis pentru că au făcut ouăle afară și când au făcut ouăle le-am permis să aibă telefoane să-și facă poze, că sunt singurile amintiri care rămân. Vă mulțumesc frumos. Puteți să luați loc. Stați așa că am uitat prieten vechi. Da, am uitat pe doamna. Te rog, prezintă-te. Da, Adriana Vrabi, profesoară de educație tehnologică, dar aici în calitate de coordonator de educație pe zona dumneavoastră în cadrul proiectului UNICEF pe care îl desfășurăm. L-am început anul trecut cu doamna directoare Rață și îl continuăm acum cu domnul director Bucătaru, încă probabil 2 ani de zile. Mă bucur foarte mult să fiu din nou în mijlocul vostru. Am fost în toamnă când domnul viceprimar ne-a fost gazdă. Când am avut tot așa o vizită la nivel înalt, a venit domnul Șerban Iosifescu, șeful Agenției de Calitate în Învățământul Preuniversitar. Nu mai laud de a-ți primi și atunci, chiar dacă vă erați în vacanță, pe unii dintre voi v-am văzut, pe unii dintre colegii domnului director,
i-am văzut, vă mulțumim că ne găzduiți și vă felicităm pentru că v-ați mobilizat să faceți din întâlnirea noastră sărbătoare. Eu așa o percep, că am emoții ca și cum aș fi la o, la o mare între, la o întrevedere extrem de importantă și să fiți convins că vom spune despre voi și despre dumneavoastră, dragi gazde, peste tot acolo pe unde vom merge. Mulțumesc! Lecția de astăzi se intitulează Agricultura și vom face partea practică de la agricultură, vom face un atelier, de aceea avem toate instrumentele pe masă, deja s-a pus la plămădit drojdia că trebuie să stăm dureasă și ne-am gândit când ați plecat de la Balcan, noi deja am pus la plămădit ca să luăm din timp, să ne fie mai ușor. Deci vom face atelier de creare a prescurii. Prescura care numai la schid și la rățeni, numai la schid. Se face în forma aceasta. Pentru aceasta am solicitat ajutorul tantei Ileana și părintele o să ne zică un pic mai târziu scurt istoric al pescurei, de unde provine pescura și care este importanța ei pentru satul nostru. Înainte de toate, aș dori să dau cuvântul copiilor de la clasa a șasea, care au fost pregătiți de doamna profesor de istorie Rață Iuliana, că pentru unii sunteți prima dată, cum este doamna Rodica Constantin, e prima dată la noi, să știți unde ați venit din punct de vedere istoric, să înțelegeți istoria satului nostru. Satul Schidul Frumoasa se află pe cursul superior al pârâului Frumoasa Mare, astăzi Schid, la 9 km distanță de satul de reședință. Prima testare documentară este în 13 iulie 1636, când Vasile Vădălupu întărește satului Drăgușani, părți din mășiile Domirești și Băsești pe apa Tazleului în Ținutul Bacău. Dragi Hristos Domnestru, este ca acest schid avea acte de proprietate asupra acestor moșii încă de pe vremea lui Semeon și Iremie Mobile și precum din timpul lui, ale lui Petru Vodă Șchiopul, care au domnit înainte de 1600. Anterior formării schidului Drăgușani aici s-a adus viața de sihastru călugărul Gedeon pe părâul ce îi poartă astăzi numele. Este posibil să se fie întemeiat un lăcaș de cult încă din timpul lui Alexandru cel Bun, care dăruiește lui Toader și Lie un loc pe Tazlău la obârșia frumoasei pentru a întemeia o mănăstire, așa cum reiese din cartea domnească scrisă la Suceava pe 9 octombrie 1424. Acest lăcaș de cult este întâlnit în documentele medievale sub numele de Schitul lui Drăgușani, Schitul lui Drăguș, Schitul Drăgușaniul, Schitul Drăgușani. Ulterior, acest lăcaș este numit Schitul de pe Frumoasa, Schitul Frumos, Schitul Frumoșica, Mănăstirea Frumoșica și, în final, Schitul Frumoasa. Documentele medievale dovedesc de asemenea că acest lăcaș a fost reclădit în anul 1642 de marele cronicar Miron Costin, care se refugiase aici cu fratele său Veliciu de teama cantimireștilor. Mai târziu este prins și decapitat la Scorțeni pe dealul numit astăzi Capul lui Costin. Treptat, schidul Drăgușani a devenit un lăcaș de cult foarte însemnat în Ținutul Bacăului și chiar în Moldova, deoarece aici s-a învățat scrisul și cititul cu alfabetul chirilic înainte de 1864. Ca și celelalte sate din împrejurim, este păjorit de hoartele tătărești în 1717. În timpul războiului ruso-austriac 1784-1786, catenele imperiale au tras cutunul și au dărâmat lăcașul de cult. Populația satului a crescut treptat, iar la recensământul din 1832 au fost înregistrați 540 locuitori. În 1812, energia și-au construit biserica actuală cu hramul nașterea Sfântului Ioan Botezător. Vechiul lăcaș de cult a rămas pustiu deoarece călugării greci au plecat
imediat după 1864, când are loc secularizarea averilor mănăstirești, iar țăranii și bisericile sătești au fost împroprietărite. În timpul primului război mondial, trupele austro-ungare au tras cutunurile și au dărâmat vechiul lăcaș de câte ore ce soldații români, protejați de ziduri, opuneau rezistență inamicului. În urma împroprietăririi țăranilor din 1864, satul s-a extins pe văile Părâilor, Căsoasa, Cenușăria, Știrbăț, Neștiutu, Gedeon, Căpățâna, formându-se noi cătune, ceea ce a dus la formarea unui sat cu structură tentaculară. În 1895 s-a întemeiat școala, incluzând și satele Balcan Marginea, Rățeni și Chilii Bolătău. S-a constituit comuna Schitu Frumoasa între anii 1880-1906, 1917-1929, 1931-1936. Din 1936, satul s-a întemeiat în comuna Balcan, în cadrul comunei Balcan. Putem să ne facem loc să ne rugăm între noi? Da. Au și activitate de aceea. Da? Bine, vă mulțumim frumos. Leo. Iar acum, ca să putem să facem să crească aluatul, să facă să crească, m-am exprimat, vreau să ne apucăm de muncă, că avem de stat și să, cum spune părintele, să dospească. Dar înainte de asta vreau să-i dau cuvântul părintelui și să ne spună istoria prescure. Părintele, Prescura este cu pecetea Iisus Hristos, Ica, Iisus Biruitorul, și constituie un element de bază la Sfânta Liturghie. Sunt trei elemente care sunt indispensabile slujbei liturghiei. Este vinul, apa și prescura. Prescura este acea parte dospită, o pâine dospită, spre deosebire la catolici. Deci la ei este azima, la noi este artosul, care este pâinea dospită din care se scoate cu pecetea respectivă, se scoate trupul Mântuitorului. Dar la momentul respectiv de invocarea Duhului Sfânt, pâinea se transformă însuși trupul Mântuitorului, iar vinul care este în Sfântul Potir, în sângele Mântuitorului. Din prescură, deci este din începuturi, când Mântuitorul a mers cu Luca și Cleopa, practic este la cina cea de taină începutul, cu pâinea dospită pentru această ceremonie. Dar în mod deosebit, atunci când Luca și Cleopa, doi din apostolii Mântuitorului, mergeau spre Emaus și Mântuitorul s-a alăturat lor, intrând în casa lor, a binecuvântat pâinea, a frânt-o și le-a dat lor. Este liturgia, cum se spune, liturgia Emausului. Deci Mântuitorul era văzut în persoană, așa, dar și în chip nevăzut când a binecuvântat pâinea, deci a instituit Sfânta Liturghiei pe drumul Emausului. În această prescură care se scoate trupul Mântuitorului, se folosește la anaforă, cum spunem noi, în loc de Sfânta Împărtășanie, că nu poți să ia cineva Sfânta Împărtășanie, prin binecuvântarea preotului, această prescură, această pâine, acest artos, se taie în căs și se face anafora care se dă în locul Sfintei Împărtășanii.
Cu această prescură, două persoane sunt autorizate să lucreze. Este prescornița, care trebuie să fie o femeie deosebită, să fie curată din toate punctele de vedere, și preotul. Dacă, spre exemplu, la strană este dascălu care umblă cu cărțile sfinte și preotul care este în Sfântul Altar, aici este o problemă deosebită. Nici dascălu, nici nimeni altcineva nu poate să lucreze cu prescură. Este prescornița care o lucrează, pe cetea care o aplică pe acea prescură și preotul care lucrează și prin invocarea Duhului Sfânt, am spus, se transformă în trupul Mântuitorului. Spunea că sunt trei elemente care sunt indispensabile la săvârșirea tainei Sfintei Liturghii. Este vinul, pâinea și cu apa. Că atunci când Mântuitorul a fost împuns în coastă, spune acolo și din coastă lui a ieșit sânge și apă. Apa care este atât de necesară pentru toată lumea și pentru, înțeleg, și deci și lumea cuvântătoare, care suntem noi oamenii, și lumea necuvântătoare, care sunt animalele, plantele și toate celelalte. Vinul, care trebuie să fie de o, așa, să nu fie oțetit, să fie de obicei culoare roșie, trebuie să fie din struguri, așa, nu nimic, nici așa să fie pastilă, ceva, trebuie să fie vinul cât mai curat, pur. Iar am spus din prescură, când cineva nu se poate împărtăși, venind la taina Sfintei Spovedanii și este oprit de la împărtășanie, ia anafor și aghiazmă mare. Iar în timpul după Sfânta Liturghie, toți cei care în ziua respectivă au postit, pot să ia anafora. Deci care au postit? De la 12 noaptea nu se mai mănâncă nimic, nu se mai bea nimic, nici pastilă, nici injecții, nici nimic. Deci de la 12 noaptea se poate așa să fie curat pentru această ceremonie. Prescura, trebuie să fie din făină cât mai albă, din făină curată, nu amestecată cu alte ingrediente. Și am spus, contează enorm de mult de cel care o face. Pentru că pe ce trebuie să fie impecabilă aplicată pe această prescură, se poate să vadă inițialele Iisus Hristos Nica, așa cum este pe vecetea care se aplică. Vechimea, am spus, este din însuși Mântuitorul început. Atunci a săvârșit prima liturghie la cina cea de taină. Luați trupul. Așa, luați pâinea aceasta, acesta este trupul meu, vezi dintr-o aceasta toți, acesta este sângele meu, care se varsă pentru viața și mântuirea lumii. Deci începuturile sunt de la Mântuitor. Iar noi, această procedură arhirească, primind harul Duhului Sfânt al preoției, săvârșim toate slujbele bisericești. Iar centrul cultului nostru divin este Sfânta Liturghie, cadrul căreia, am spus, se săvârșește această taină a împărtășanii. În același Sfânt Potir se împărtășește și episcopul, și preotul, și diaconul, și credincioșii. Mai spun unele persoane că ar trebui pentru fiecare care se împărtășește să fie
o linguriță aparte, un sumpotir aparte. Nu se există. Nimeni nu s-a îmbolnăvit, orice boală ar fi avut, așa, dacă s-o împărtășe din același sumpotir. Deci nu este nicio problemă în privința aceasta. Și aici, ca să adaugă ceva alăturat, diavolul intră peste tot, numai în Sfântul Potier nu intră. Intră și în Sfântul Altar, caută să perturbe, se deschide o ușă, o Sfântă ușă, așa mai spune cineva o vorbă mai tare, diavolul intră peste tot. Dar acolo nu intră în Sfântul Potier. Pentru că acolo este trupul și sângele Mântuitorului. Vă mulțumesc din tot sufletul. Și vă așteptăm la Paraclis, să vă explici cu Paraclisul de la, de acolo, de la noi, de la biserică. Ne pare rău că o situație neprevăzută ne-a ars casa parochială, dar cu ajutorul credincioșilor din Schitul Frumoasa, chiar dacă suntem la marginea geografiei, acolo se agață harta în cui mai sufletiști și mai cu o sârdie și mai cu dragoste pentru biserică, nu o să găsiți în altă parte. Nu-i păcatul mândriei, ceea ce se vede la noi este concret. Când a venit aici în 94, avem cel mai mare șantier din toată episcopia Romanului Bacăului, Romanului și Ușul, cum era pe atunci, și într-o vară s-a construit casa parohială, biserica de aici la Schit s-a renovat, biserica de la Rățeni s-a construit. Am început treaba în iunie și ne-am mutat în casa parohială în noiembrie. Noi acum nu putem să facem minuni până la Paști, dar vă promitem și vă așteptăm cu toată dragostea să veniți la noi, o să vedeți minuni săvârșite la timpul actual. Avem un sprijin foarte mare din partea primăriei Balcani, din partea preoților și nu vorbesc a credincioșilor. La noi este tot timpul un șantier, pentru că aici, cum spuneau și copiii, aici a fost un schit de greci, Protosim Gerasim. A avut acolo, cum îi spune, livadă. A fost schitul, a venit un paraclis. A venit la vale, acolo unde este cimitirul, și apoi s-a construit la 1812 biserica actuală. Dar toate, când veniți acolo, că altfel dacă vă spun mai multe, nu mai mergeți. Vă mulțumesc din tot sufletul. Și Dumnezeu să vă binecuvinteze pentru toate ce ați făcut și ați venit la noi aici și nu ne lăsați, cum se spune, izbelești, ci prin prezența dumneavoastră ne răscoliți sufletește și trupește, că trebuie să nu avem timp de odihnă. Trebuie să muncim, să muncim, să muncim. Și o să șchiop, ba așa, dar nu ne dăm bătuți. Vă mulțumesc din tot sufletul. Chiar astăzi, joia, nu, Tante Ileana, astăzi, joi, de obicei, da, să fac prescurele pentru slujbă. Joi, vineri. Astăzi au făcut un compromis și au venit la școală că, să facă copiii prescuri. Să vă naște pe prescurile din rândul lor. Trebuie să predăm ștafieta. Să ne apucăm de treabă. Vă rog să vă ridicați. Să nu așteptați așa cu Domnul, lucrează numai cu familia. Să veniți în partea asta. Scaunele. Dați-vă pe partea asta, la altă, și să ne apucăm de treabă. Prima dată ce avem. Ce-a zis părintele că se folosește? Căina, ce trebuie făcut? Să o desfacem, așa este. Și apoi să o... Înainte să ne spălăm pe mâini. Imediat aduce doamna vizitiu apă și ne spălăm pe mâini, nu? Pe nu care acolo. Da, mama. În lighean cu
de cu... Veniți încoace la mine. La Lilian. Luăm o bulcică. Da? Hai! Vă este teamă? Luăm apă din spălăm și niște. Fiecare dintre voi v-ați adus câte un? Hai! Dar după aceea, mă, copii, după, nu ne spălăm prima dată? Copii! Așa, mulțumesc. Următorul. Deci, ce ței și te șterg. Următorul. După ce ne-am șters pe mâini, facem semnul? Și ne apucăm de treabă cu tanti Ileana care ia să-ți spune hai să ne apucăm, hai să ne apucăm că durează și este făcut și la cuptor. Îi trebuie o anumită tempera. Ce să măsoară temperatura? Ce termometru? Ce îți Sebi, 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 ce spuneai în termometrul, ce fel de grade? Ce fel de grade? Celsius sau Fahrenheit. Respectiv Fahrenheit, nu? La câte grade e gheazava? La 0 grade Celsius. 0 grade Celsius și 32 Fahrenheit. Hai să vedem ce ne spune tanti Ileana. Să mă ierți că am trebuit. Hai. Cernim făina, nu? Cernim făina. Unde am pus-o? Am pus-o pe... Dar m-a ajutat. Cine vrea ea... Șorțurile. Și șorțurile. Aveți dreptate. Uite. Bravo. Mamă. Unde sunt șorțurile? Unde le-am pus? Sunt acolo în spate? Luați câte unul și puneți. Este acolo în spate? Ce să vă puteți plastic, pânză, cineva să ia obiectul muncii. Să te leg eu? Hai să te leg. Ați spus? Haideți! Dacă mai luam o dată o catriță, ce făceam? Păi, nu? Da. Acolo, hai să... Ce este aceasta? O bată. Din ce lemn e făcut? De fapt sau cel mai ușor să mă tărească un pei sau o trecuiță. Flop, mai bine zis. Atunci, da? Făina am pus-o una acolo, unul ia una, unul ia una. Hai! Dar înainte trebuia să vedem cât e chile are făina asta. Un kilogram? Un kilogram de ce? De făină. Un kilogram de făină, da? Cum facem? Punem așa, trebuia să am două mâinile și dai stânga-dreapta, stânga-dreapta. Vom face 4 kg de făină. Făina aceasta. 4 kg. Acum, aduceți căușul din partea cealaltă. Căușul din cei făcut? Din lemn. Avem un căuș din lemn. Că ce e, nu? Ați observat că făina este gradată? Pe margine, pe lateral? Ce făină punem aici de păstrăc? De greu. Ei, greu. Ce fel de plantă este copilul? Este o... Cere? Bravo! Mai avem făină. Folosim același tip de făină. Noi am ales făina aceasta care este foarte bună. Crește, albă. Hai, toată lumea a opus? Nu mai dă? Așa. Care nu ați fost, mă rog să spuneți. Acum, uite, popa imediat. Așa, tanti Ileana, ce faceți?
Da, dar o sare, o pus sare. Da sau nu? Ați fost atenți? Nu a pus sare, nu? Dar ce-o pus acolo? Nu știi ce vin ceva? Într-o pocorie, nu pus vin? Nu, mama, nu, corect. Păi așa, spune-ți pe aftare, nu? Mulțumesc. Și mai avem una. A mai rămas cineva care nu a cernut? Acasă ați cernut? Nu, no, e, nu trebuia să vină la școală să cernu. Mulțumesc la rând. Toată lumea a cernut până acum. A ce miroasă, mă, copii? A ce dacă vreți să veniți aici, să-i părinții se are un pic de treabă și ne așteaptă la paraclis mai târziu. Următor, hai, toată lumea, că nu se întâmplă nimic. Are ceva dacă nu se întâmplă de două ori? Ce? Uite, dai tu mă... Aici, aici. Hai, încă o dată, hai, încă o dată, că nu se întâmplă nimic. Hai, așa. Da? Da, ia să ține trebuie să uite așa. Da? Așa. Și dai stânga dreapta, că așa o simți. Așa, uite, acum simți și nu dai. Următorul, cine vrea să mai ceară? Mai pun o dată. Da, stai un pic, Alex, Alex. Nic, Nic, ce-i făcut? Ce-i instrumentul la locul muncii? Ce-i faci? Îl bați așa bine? Îl bați așa bine? Ți-a rămas? La cu noi, mama. Ce ți-a rămas? Deci la cu noi. Bun. Aveți grijă? Da, mamă! Nu, spate. Patru. Hai, dar nu le-am da, vrei mai mult? Nu, că nu... Așa, acum ce trebuie să trebuie înainte. Înseamnă că mai așteptăm. Acum ne așezăm. Nu e nimic, nu s-a întâmplat nimic. Hai să cânt pe Alexandra dacă am avut aici la bărbat gospodar care m-a lăsat. Dar ce se folosește acest instrument? Eu astăzi am văzut instrumentul ăsta. Ați văzut că este covata, da? Făcută din celem. Stai de fac? Palte. Palte? Mamă, e greu palte. Cel mai ușor se sculptează în... Cel care crește înalt, are culoare albă, și au fost înainte... Au fost înainte aici plantați în fața școlii. Când erau eu mică, erau bloc. Ce se face cu el? Se rade. Ca să nu fie spălată cu apă, pentru că doamna Codruța este... Nu, e plecată la urmă. Lemnul de zi... Se umflă, dați lemn? Nu, se umflă, da, într-adevăr, se umflă. Nu, cum îi spune? Spiritul ce face? Dezinfectează. Cuvântul era dezinfectează. Lemnul se dezinfectează. Dacă lași carne pe o bucată de lemn, nu se împute carnea. Dacă o lași pe o bucată de plastic, se pute. Mult mai repede. Dacă o lași la temperatură ridicată, poți să fie pe
absolut, da, stau cu spatele în bate, da? Pe absolut orice se strică, da? Și ăsta are, are rolul de a curăța, cum se numește asta? Covată. Covată. Cine este strămoșul leagănului? Covata. Covata. Ce făcea o? Ce făcea? Legăna copiii. Da? Ați vrea? Da. Nu putem că este asatul lui. Ăsta are personalitate aici. Da? Ce am folosit până acum? Deci încă o dată, aici ce este? Drojdie, apă. Drojdie, apă și făină. Apa, în general. Sare. Sare. Avem și sare. Uitați-o, doamna, este în spatele dumneavoastră. Bravo. Doamna, este... În spatele meu. Hidratează. Nu de aia. Îmi trebuie de aia grăunjoasă. La Liliană, da sau nu? Este bună? Sare. Sare gemă neiodată. Am avut și un pic. Imediat. Aceea este fină. Și nu se folosește, în general, sarea fină, nu? La frământare. Da. Indicat? Da. Câtă cantitate pune? Eu am așa măsura mea. Măsura este pum. Și numărăm câte? Da, ce e mult, cam atât așa. Puțin. Eu pui o mână plin, da, 7-8. Pentru că? Pentru că doamna când face pentru tot satul, face 7-8 kg. Deci noi am făcut jumătate. Da. Nu punem deloc în drojdie. Tu tac făceam când încă erau drojdie acum, ce scuze. Da. Deci spuneam, drojdie, da? Aici? Păine. De care? Neagră? Păine. Din? Ce tip de făină? Din grâu. Ce este grâu? O cereală. O cereală. Poate să recunoască cineva grâul? Da. Faina. Și acum arătăm. Și spun. A sau B? B. B? Da. Da? Da. A ce este? Semințe de postan. Semințe de postan. Semințe de postan. Da? Bun. Am rămas la apă mai înainte și v-am adus un recipient și voi să ghiciți ce se face din acest lucru. Nu trebuie să vedeți capacul, că dacă ați văzut capacul, ați văzut tot. Da, popa? Se fac bidoane. Se fac bidoane. Câte kilograme credeți? Eu un kilogram, un kilogram jumate. Cam un kilogram jumate. Eu de unde l-am luat era de 2. De 2 litri. De borsec. Da? Din astea, pe o mașinărie, se, totul este mecanizat la borsec, unde am fost și am văzut. Se ia mașinărie, se introduce aer, se umflă și avem bidonul. Da? Că ar fi foarte greu pentru... Suflăm. Da, trebuie presiune. Am învățat de presiunea. Ce este presiunea? Forța cu care... Aer. Asupra pământului. Și asupra plasticului, da? Ok, mulțumesc. Între timp îi dau cuvântul Alexandrei să ne încânte urechile. Nu am deloc. Spâr, 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 spâr.
eu pot nu știu să fac. M-a luat la fugări, că mă liga s-a cruzit. Ce mă fac, ce mă fac, că eu pot nu știu să fac. M-a luat la fugări, că mă liga s-a cruzit. Bravo! Sâmbătă, Da, putem să mai cântăm dacă între timp până ce... Da, înainte de asta... Nu, mai un pic. Au vrut să se apuce înainte, dar am zis nu, să vină. Nu am știut cât durează atât de mult. Trebuie să crească mai mult făina cu drojdie. Așa, între timp... Nu avem nimic de scris, că ei au considerat că e mai bine să ducem rucsacii, că avem o grămadă de lucruri în clasă și parcă îi încurcau rucsacii, doar un pic sau la ei. Dar vă rog să fiți atenți, da? Agricultura. Practicați agricultură? Da. Ce reprezintă agricultura? Când vorbesc de cuvântul agricultură, ce este agricultura? Pentru voi. Ce este agricultura? E o stea acadea, scrie acolo, dar nu vă uitați acolo, este o acadea mare. Semănarea plantelor în pământ. Semănarea plantelor în pământ. Spui tu, Larisa, altcineva? Atât? Prin care cresc plantele. E o activitate pe care o face omul sau... Pe care o face omul pentru a crește. Pentru a crește plantele. Da. Nu ești departe de adevăr. Andrei, ai ridicat mâna? Numai? Ce era? La fel? Dar are omul vreo influență? Da, le culege. Le culege. Apoi, dacă nu le culege, ca să le culeagă, mai bine zis, ce fac? Ce omul? Ce am făcut noi ieri? Da, mare parte din voi nu mai erați. Am plantat, nu? Sebi, ai plantat un copac? Da. Ce copac ai plantat? Măr. Măr? Da. Mărul, din care categorie face parte? Ce face mărul? Fructe. Mere. Mere, care fructele sunt mere, da? Ce tip de copac este? Fructifer. Un fructifer. Deci răspunsul este? De categoria pomelor fructifer. Mărul face parte din categoria? Pomelor fructifer. Încă o dată am spus că răspunsul se dă într-o? Propoziție. Propoziție. Nu am auzit propoziția, da? Acum fiți atenți la mine. Noi am scris înainte agricultura și care sunt ramurile agriculturii. Larisa, nu știu dacă citisi de aici sau nu. Agricultura are două ramuri. Mari și late. Unu, cultivarea plantelor și a doua, cine mănâncă plantele, Iulian? Animalele. Animalele. Vreau să fiu, văd dacă ești atent, că domnul era pe mine. Cultura plantelor. Plantele sunt plante alimentare. Grâu. Da? Este o plantă alimentară? Da. Da. De ce? Pentru că ea se face făină. Ea se face făină și? Din făină. Adică? Prescură. Prescură, adică un aliment. Înainte se cumpăra de la alimentar, acum se numesc magazine, da? Supermarketuri. Acum și-am spune de ce? Aducem apă, da. Apă caldă, da? Dacă vă rog, spuneți oameni să aducă fierbinte? Nu, fierbinte. Nu mai călduță, da? De ce credeți că nu se pune apă clocotită, apă fierbinte? Ce grație fierbe apa? La 100 de grade. Păi ori sunteți hotărâți, ori nu. La 100 de grade, nu că așa am învățat. De ce nu se pune fierbinte? Ce credeți că s-ar întâmpla? Scade, n-a crește? S-ar face prea moale, s-ar întinde. S-ar întinde, da?
Ei, ați văzut vreodată cum se face borș? Da. Ați văzut vreodată dacă a pus cineva apă fierbinte la borș? Înainte se pune și apă fierbinte. Dar se pune prima dată peste, noi cum le spunem popular aici? Cuște, da, se răspunde de acolo. Cuște. Câte apă? Da, este fierbinte. Haideți, că nu stăm așa. Așa, dar noi punem aici, că era așa aici. Da. Nu? Păi, eu nu vă dau voi, să o fac eu cu carne. Da, deci, ați auzit? Așa spune. Și după aceea, deci aveți răbdare. Preguntați. Dacă vreți să vedeți cum se fac cu ouăle afară, puteți să mergeți și eu acolo. Da? Da? Mai avem un atelier. Da, mai ești. Așa e tehnologia din ziua de astăzi. Da. N-ai nimic. Dați-i. Asta e nou, acum o inaugurăm. Spuneți, mai trebuie încă, mai duceți oameni. De care apă?
Trebuie să o probeze, să vadă dacă este călduță. Hai, treceți să vedeți. Treceți să vedeți. Mai pune aici. După aceea o să frământați și voi. Dacă o să n-a continuat, gata, să frământi. Bărbatul, că el are putere mai multă. Ce vi zbeci? Sunt măști realizate de elevii clasei a 6-a. O parte din ele sunt pentru proiectul UNICEF obiect tradițional. Sunt realizate din obiecte, din materiale reciclabile, diverse materiale, lână, diverse textile, cartoane, pastă din hârtie, cele cu care au ochii mai conturați. Și rezultatul sunt și compoziții nu doar tradiționale, ci și plastice veritabile. Domnul profesor de educație plastică, Ciciu Cătălin. Ciciu Cătălin. Da. Și în fine cele două discipline de educație tehnologică și educație plastică. Foarte frumos realizate de copii. Mersi. Vedeți și acum, deși nu ca la Voronez, cu două intrări, cu... deci se păstrează așa strict, așa, cu două uși diaconești și sfintele uși. La 1812
chitul de aici a fost transferat unii biserică actuală. Dar aici, fiind hramul învierii Domnului și formându-se acum încet încet cimitirul, au rămas cu paraclisul. De ce era necesar un paraclis? Mai mult specific mănăstirilor. Călugării căutau să fie cât mai retrași, cât mai în așa, fără lumină electrică, așa, fără, din la lumânări de ceară curată și candele. Asta a fost pe timpul protosinirii Grasim, unde este și mormântul în biserica mare acolo. Acolo, în dreapta, unde livada, sunt mormintele, că vreo 40 la număr, și unde sunt mormintele preoteselor Tatiana și cu preoteasa Marcica Bulcaru, acolo era beciul mănăstirii. A fost totuși o mănăstire mare și de importanță deosebită în zona aceasta, pentru că la Tazlău, acolo erau izihaște, cei care trăiau în peșteri, așa, în munți, de unde e și Sfântul Chirac, de la Tazlău. Deci acolo este o situație. Și aici s-au răspuns și asupra noastră, și asupra schitului frumoasă. Schitul este, am spus, în starea care îl vedem acum. În timpul protosinului Nicodim Mândiță, marele cărturaș duhovnic, deci la 1921-1923 cât a stat aici la schitul frumoasă, s-a construit paraclisul acesta. Dar nici acesta nu este din timpul protosinului Nicodim Mândiță, ăsta Nicodim Mândiță, pentru că în timpul Părintei Purcaru s-a făcut cu pictura și cu s-a păstrat dimensiunile, dar s-a făcut, era șubrezise de tot. Și totul s-a dus acolo, s-a dus clopul de la Biserica Mare, clopul care este aici. Este sfințit în 1997, când am sfințit, resfințit Biserica Mare, a resfințit și paraclisul acesta cu învierea Domnului. Acolo e nașterea Sfântului Ambutezătorul la Biserica Mare. Deci l-a resfințit și a lăsat să fie ca biserică, zic, în caz de renovare bisericii, că acolo la Biserica Mare s-a făcut cum se făceau de călugări. Catapeteazma în stil atonit, dar cu piatră de lucru, care este poroasă. Și absorbi apa. Când s-au construit ei, nu era pe atunci să pună stratul acela protector între temelie și zid. Nimic. Bătea apa, vine apa până în zidul mănăstirii, biserică, și absorbea. Piatra fiind, am spus, poroasă, igrasie, și acum o să vedeți, acum mergeți la Biserica Mare, igrasie este cât lumea acolo. Chiar dacă am refăcut pictura în tempera, în Sfântul Altar, am avut în frescă și în pridori, până nu se strică, n-ai ce să-i mai faci. Este într-o stare, așa s-a degradat pictura. Când am venit în 94, am căutat să eu cât de cât igrasia, punând centura de jur împrejurul bisericii și făcând un dren împrejurul bisericii cu piatră, ca să apa să nu mai bată direct în temelie. Deci am mărit-o, am căutat să-i fac așa, dar acum între partea nouă și partea veche se vede crăpătura că nu se poate băca nou vechiul. Și asta e situația. Orice. Da. Și am căutat noi să rezolvăm pe cât posibil. Aici n-am făcut, sincer vă spun, niciodată slujbă. Deci n-am făcut niciodată slujbă. Nu, e hram, nu. E hram, e înălțarea Domnului, nu înviere. Înălțarea Domnului. La înălțarea Domnului din ziua eroi, o facem la Biserica Mare. Aici este Troiță, nu este la Rățeni. Deci acolo, biserica de acolo. Aici este Troiță a eroilor. Una care este la intrare aici și una care s-a făcut nouă acolo în cinta bisericii. Lumea la noi este o tradiție. Pleacă câteva zile, deci până joia,
până joi la înălțarea Domnului, din duminica pleacă la mănăstiri și fac pelerinaj. Acum au făcut modernismul. Se duc cu mașina, nu știu ce. Atunci plecau pe jos. Deci plecau și pe jos, o luau de aici, de la mănăstiri, de la Taslău, pe jos până la... și ajungeau miercuri seara. Așa, erau, din înălțare erau acolo. Era o tradiție. Am căutat să nu stricăm, din potrivă, am încurajat-o, că omul, dacă se duce să închine, pentru el se închină, pentru lume și toate celelalte, pentru pace. Asta dorim toți, pace să vină și liniște. Am spus, n-am făcut niciodată slujba aici, pentru că chiar dacă suntem, am spus la școală, la marginea geografiei, dacă ați venit duminica și sărbătoare la slujbă, este arhiplină biserica. Și n-aș putea să fac aici, că dacă aș face aici, ar călca fi morminte, ceea ce este impietate și nu poți face. Și atunci fac slujbă la biserica mare. Și la noi este din timpul Părinte Nicolae Mândița, în biserica mare acolo, sau chiar dacă aș face aici, lumânări de cear curat în Sfântul Altar, cât mai multe candele. Înțelegeți? Deci cât mai multe candele și... căutăm pe cât posibil la 6 și un sfert, cel târziu, să fim în biserică, pentru că este multă slujbă, sunt multe rugăciuni și oamenii credincioși au nevoie de toate acestea. Chiar dacă cu situația asta cu piciorile, să merg la regimentare, la picior, la pentru corsartroză, după Paștia, acum, după Duminica Tomii, căutăm să ne lăsăm pe oamenii fără slujbă. Este o hrană spirituală și avem și atâta treabă cu casa parohială, când ne-o ars și Dumnezeu deodată și cineva și o palmă, că le aveam toate obiectivele. Nu știu cât, ce parohie din episcop, arhiepiscopia Românului are și acolo, are toate obiectivele. Paraclis, casă mortoală, aboana și capac din ăla frigorific, casă parohială, casă praznicală și biserică. Și eu mulțumesc domnul Fice aici. Ne-am avut o conlucrare întotdeauna așa frumoasă cu primăria de la Balcan. Și cu școala, cei trei factori educaționali, familie, biserică și școala, funcționează, o zic impecabil, că nu poți spune ceva de acum de domeniul, nu știu care. Dar se lucrează întotdeauna așa, mână-mână. Deschiderea, închiderea anul școlar, facem împreună, care eu acolo la școală, fost și personalități din așa. Nu, întotdeauna căutăm să fie asta. Și nu numai la treburi din astea care sunt oficiale, este da. Și că nu a avut un cadru didactic. Gradul întâi, doi, așa. Am căutat să răspund în prezent, mai ales că majoritatea fraților și cunoaților mei sunt cali didactici. Da, și așa că nu unii inspecții și ceva, am spus, numai cine ne apelează, n-am ce să fac. Asta e situația. Totdeauna, dacă tot, au fost din așa vechime, o mâncărime, cum se spune, o divergentă, școală și biserică, școală și biserică, căutăm să nu fie așa. Căutăm să lucrăm unii cu alții, îi spui binele nostru, copiilor, viitorului. De aici, cum se spune, toți mâncăm o pâine. Că e mai bună, că e mai rea, că e mai albă, că e mai neagră, dar cel puțin știm una și bună. Să nu fie divergență. Iar dacă o să mă auziți vă dată, spun ceva de școală, mă supă, deschid. Dacă auziți de biserică, spune ce n-ar rău, mă supă. De bun? De bun, fac din bun. E bine să fie. Deci asta să fie. Da. Vă mulțumim pentru toată dragostea și îngăduința și răbdarea și bunul simț care l-ați avut de a veni la noi aici. Știți că noi suntem cam rar vizitați, dar când suntem vizitați, suntem bucurați. Bucuroși. Vă mulțumim că a fost aproape de noi și ne-ați... Da. Și să știți că încrederea și unirea asta dintre dumneavoastră nu se poate regiza. Nu. Prin intermediul UNICEF-ului am vizitat zeci de comunități, nu chiar doamna, sute de comunități. Nu, și se cunoaște de la o poștă, deci nu se poate regiza colaborarea. Asta transpare... Eu de obicei merg civil, vă spun sincer. Prezident au luat acum că au venit ăștia de la televiziune să ne vadă. Dar că nu, nu.
Da. Știți cum? Atunci când ești natural, așa este. Că vă dăm să fim, da. Nu la ajungem noi pe popa ta, dar dacă vă dăm să fim aproape de el, și exemplu propriu. Vă spun exemplu public, altfel nu faci. Da, omul își pierde încrederea atunci când vede că preotul nu stă în mijlocul credincioșilor. Îmi spunea cel mai mic copil care are bacalaureat în anumit, dar acum tremur pentru el, că n-am așa aici. Calcula câte zile am stat la apartament la Mâinești, unde am venit și noi apartament. Și zice, mămică, am făcut o descoperire. Tăticul nu a stat nici măcar o săptămână cu noi. Ce să facem? Aici este... aici, nu. Și asta este chiar. Foarte important. Sacrificiu. Dacă doriți să continuați... Nu, doamnă. Vă discutăm, acum, oricum, după ce am făcut partea Marte, o leacă la casă practicală acolo. Să vedeți dumneavoastră cum e. Pictura, nu cipi masă. Mult nu-i. Ca să fiți acolo. Că altfel nu plecați de aici. Vedeți creștile astea? Nu și în postul ăla. Ce caz, eu cred foarte mult în... Adică ca să fii bun profesor, cred că trebuie să fii și credincios și să pui multă dragoste în ceea ce faci. Și chiar acum le-am spus copilor, când am văzut că se jucau cu aluatul acolo, le-am spus, zic, aici, când faceți prescura, trebuie să vă spuneți o rugăciune sau ceva. Zic, cu dragoste trebuie să o faceți, cu credință. Și atunci copiii s-au apucat și au cântat un cântat bisericesc. Nu știu dacă ați observat. Da. Și cred că este, chiar și cursurile care le fac, eu întotdeauna spun, puneți dragoste în ceea ce faceți, credeți în ceea ce faceți. Cred că este foarte, foarte important. Și trebuie să recunosc că e prima dată de când mă prind prin țară în care participă și preotul. Am mai participat de la primărie, de la, mă rog, ce știu eu, ce alte autorități, dar e prima dată când participă și preotul. Și asta cred că este meritul tuturor. Aveți dreptate că școala, familia și biserica formează omul. De fapt, din școală, în final, trebuie să iasă omul. Că ai știință mai multă, mai puțină, dar omul. Cred că asta este ceea ce dorim noi să realizăm. Eu cel puțin vă mulțumesc mult. Să vă rog, Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate și dumneavoastră și la toți care ați venit. Da. Să aveți fericirea Sfinților Sărbători și v-am spus, vă așteptăm cu dragoste și în alte ocazii. Și frumos, okay. Foarte frumos aici. Îmi place mult și bisericuța aici. Foarte frumos, extraordinar. Și locurile sunt frumoase. Să le păstrați. Să le păstrați, vă rog frumos. Că e important, e greu de păstrați. Da? Dar asta este prin oamenii care formăm noi, să înțeleagă, să-și iubească ceea ce au. Știți? Da. Mulțumesc. Să vă mulțumim. Da.